Un bărbat a fost găsit mort ieri noapte chiar pe o bancă în spatele parkingului din cartierul Clujan-Mănășturi, lângă fostul complex Minerva. Conform polițiștilor, bărbatul avea în jur de 60 de ani și deocamdată oamenii legii nu au reușit să-i stabilească identitatea. Încercăm în momentul de față să îi stabilim identitatea. Încă nu am reușit să-i stabilim identitatea. Se fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, ca și în celălalt caz de altfel. Și să vedem în urma rezultatului necropsiei și în acest caz dacă se află sau nu în influența unor astfel de substanțe. Ideea că bărbatul ar fi consumat substanțe interzise a fost acreditată de unii martori din zonă, dar autoritățile spun că acest lucru urmează să fie investigat. Nu avem astfel de informații în acest moment până și ne putem pronunța cu privire la aceste lucruri până nu avem necropsia. Polițiștii mai afirmă că un alt martor care era lângă cel decedat a fost dus la clinica de psihiatrie din oraș pentru teste care să stabilească dacă a consumat sau nu substanțe interzise.